Doamnelor și domnilor, drumul înflăbezit. Creepy. Pe Transfăgărășan în mai. Uite și pe aia. Care? Uitați niște oameni ai grotelor. Ha, ne-au făcut cu mâna. A făcut cu mâna? Da, 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 și ne-au și pozat. Uite câtă ceasă. Mamă, de ce dăm în noi? Mai încolo. Dăm 9 grade. Scade pe măsură ce urcăm. Păi de singur vă duceam să greșeam. Îmi permit să iau pe contrasens. Uite drumul zăpezit aici, zăpadă. Aha, chiar. Se vede la apă? Mamă, se vede la 27 de grade din București. Chiar 30 în mai. Să fii aici, am un șoc. Poate ne luăm dita mai amendă, că am urcat. Noroc că s-a inventat căldorul al mașină. Deci de capăt, ia filmează. Da. Deci, lasă, nu știu. Cred că este închis undeva. A, da? Da. Deci ei s-a terminat drumul pe Transfăgărășan. Mamă. Hai să întoarcem. Mamă, frate. Deci acum înțelegeți de ce se închide Transfăgărășan? Vai, de capul meu. Băi, să nu zici că au luat ăștia pe lângă. No, no, că n-ai unde, uite și în față. Mamă, frate, deci noi am vrut, dar nu putem. Da. Deci de-aia e închis Transfăgărășan. Uite, filmează în stânga mea. Ați înțeles? Vezi. Ia uite, frate. Ia. Deci acolo nu mai vezi nimic. În sus, e plin de nori. În față, zăpadă. Benzină mai avem. Motorul în parametri și da. Vedem.